GDPR este regulamentul general al Uniunii Europene privind protecția datelor personale, intrat în vigoare la 25 mai 2018 și pus în aplicare la noi de legea 190/2018. Se aplică și ONG-urilor? Da, toate entitățile care prelucrează date personale trebuie să respecte obligațiile GDPR. Putem prelucra date personale doar în baza unui temei legal, adică avem consimțământul persoanei, avem o obligație impusă de lege, avem un contract între ONG și persoana respectivă sau dacă putem invoca un interes legitim al ONG-ului, așa cum spune articolul 9 din legea 190/2018. Prelucrarea trebuie să fie limitată, știu care e scopul prelucrării și ce date voi colecta, transparentă, informez corect și complet persoana ale cărei date le colectez cu privire la scopul prelucrării, drepturile pe care le are asupra datelor sale și măsurile de protecție pe care le ia organizația. Responsabilă, respect principiile generale ale GDPR și documentez măsurile luate astfel încât să pot dovedi că m-am conformat. Proporțională, colectez doar datele care îmi sunt necesare și le stochez pe o perioadă limitată. Așadar, ONG-urile trebuie să ia măsuri concrete. Să facă o cartografiere a datelor personale pe care le colectează și le dețin, să limiteze durata lor de stocare, să informeze persoanele că își pot retrage consimțământul și, în general, cu privire la drepturile lor, să-și pregătească personalul cu privire la standardele GDPR, să ia măsuri de securitate, de exemplu să limiteze numărul persoanelor care au acces la date, să paroleze laptopurile pe care stochează date personale sau să securizeze documentele în format fizic. Toate acestea s-ar potrivi cel mai bine într-o politică de prelucrare a datelor asumată la nivelul organizației. Detalii suplimentare puteți găsi în ghidul GDPR pentru ONG-uri, publicat de Expert Forum.